România este țara cu cei mai mulți analfabeți din Europa. 6% din populație nu știe carte, adică 150.000 de români trebuie să-și pună amprenta, pentru că nu pot să semneze. 41% dintre elevii români au acasă mai puțin de 10 cărți și cam același procent dintre adolescenții de 15 ani citesc cu dificultate. Aproape 100.000 de copii de școală nu ajung nicio zi în clasă într-un an, iar dacă se adună cei care nu merg la grădiniță, la liceu sau la școala profesională, numărul este de ordinul sutelor de mii. 40.000 de copii cu vârste între 6 și 15 ani au renunțat la școală anul trecut, cu consecințe grave pe termen lung, atrage atenția reprezentantul UNICEF în România, Sandy Blanchet. Sunt 40.000 de copii cu vârste între 6 și 15 ani care nu s-au dus la școală nicio zi, au stat acasă sau uneori pe stradă, fără să facă nimic, fără să învețe nimic. Este vorba despre ceea ce noi la UNICEF numim o urgență tăcută. E tăcută pentru că nu produce titluri răsunătoare de presă, nu deschide jurnalele de știri, dar este o urgență pentru că acești copii își pierd copilăria și pierd șanse și momente importante, iar România își subminează propriul viitor. Este deci nevoie să se facă toate demersurile pentru ca toți copiii să meargă la școală, să primească educație de calitate, să obțină o calificare ca să devină mai târziu cetățeni care să producă și să sprijine astfel dezvoltarea României, a spus Sandy Blanchet. Cei mai mulți dintre copii abandonează școala din cauza sărăciei, dar și a lipsei de educație a părinților care nu înțeleg importanța școlii, arată studiile de specialitate. Cei mici sunt trimiși la muncă pentru a sprijini familia sau pur și simplu nu au ce să îmbrace pentru a merge la școală.